Reluăm cu cărțile pe față. Am un alt invitat alături de mine, o doamnă harnică, curajoasă, care a avut un cuvânt de spus acolo unde și-a desfășurat activitatea. Îi spun bună seara primăriței din Bogdan Vodă. Bună seara, stimată doamnă! Bună seara, vă spun și eu, dumneavoastră și telespectatorilor. Să vă întreb așa, unde sunt bărbații de la Bogdan Vodă? Este o zonă foarte frumoasă, dragii telespectatori. Are și istorie, are și legendele locului, are și tradiții, are și nou. Uite că avem un reprezentant al noului care promovează și tradiția. Mă așteptam să aveți dumneavoastră primar, un viceprimar. Uite, ați făcut echipă în legislatura aceasta cu încă o doamnă la fel de curajoasă ca și dumneavoastră, deși se spune că acolo unde sunt două femei, Gâlceava e gata. Se pare că ați făcut echipă bună. Da, am făcut o echipă foarte bună și sper și în continuare să rămânem în aceeași echipă. Chiar dacă unora li se pare un pic deosebit să fie două femei la conducerea unei localități sau a unei instituții, să știți că nu este nimic deosebit, pentru că eu consider că așa cum pot bărbații să conducă la fel de bine sau poate chiar și mai bine, pot să o facă și femeile. De trei ori femeie, nu? Sigur. Sau de mai multe ori. Doamna Bizău, dumneavoastră sunteți profesor. Ați practicat profesorat câți ani? Aproape 20 de ani. 20 de ani. De ce ați simțit nevoia să faceți politică la Bogdan Vodă? Am simțit nevoia că trebuie să mă implic în a aduce un suflu nou în localitate, mai ales în perioada când eram director și eram zi de zi în Bogdan Vodă, cu copiii, cu părinții, cu cetățenii din localitate, care vroiau, am observat că vroiau altceva. Vroiau altceva, vroiau nou, vroiau o schimbare. Și atunci mi-am propus ca să încerc să văd dacă putem să facem sau nu o schimbare în tot ceea ce înseamnă nu numai școală, inclusiv administrație publică. Ce trebuie unei femei ca să reușească în politică și în administrație? Că la urma eu n-aș spune neapărat în politică, pentru da, că administrație eu, mai eu degrabă, în da. Acești 4 ani nu am avut timp de politică. Am făcut mai nici mult. Trebuie să faceți. Am făcut mai mult administrație. Exact, da. Chiar de la preluarea mandatului, imediat după depunerea jurământului, am spus în ședința de Consiliu Local, am spus că până acum am făcut cu toții politică, de acum ar trebui să facem administrație. Eu asta am făcut, administrație, pentru că dacă nu mă implicam în tot ceea ce înseamnă administrație, nu reușeam să, eu știu, să duc la bun sfârșit proiecte pe care mi le-am propus și care le-am început și care unele dintre ele chiar le-am terminat în acest mandat. Vă mai aduceți aminte cu ce proiect v-ați început activitatea ca primar al comunei Bogdan Vodă? Da, să știți, chiar m-am uitat acum, nu de mult, zilele trecute, pe un pliant care l-am găsit, un pliant de acum 4 ani, prin care, eu știu, mă promovam atunci când am vrut să candidez, înainte de a îmi depune candidatura și după ce mi-am depus candidatura. Și le-am luat așa pe rând toate proiectele, tot ce mi-am propus și să știți că foarte, foarte puține dintre ele nu am reușit să le realizez în acest mandat. Să știți că sunt proiecte care, multe dintre ele, nu îmi puteam imagina că se vor finaliza într-un mandat. Vreau să le continui, ceea ce nu am putut sau ceea ce nu s-a putut. Pentru că sunt lucruri care se leagă una de cealaltă și nu se pot face așa, doar pe rând. Ați început cu școala? Sau cu ce ați început? Sigur, primul proiect al meu a fost cel de modernizare și reabilitare al școlii.
Acum, nu neapărat pentru că sunt dascăl, dar așa s-a întâmplat ca imediat după preluarea mandatului, după ce m-am tot interesat ce pot să fac, ce proiecte pot să depun, deci eram așa foarte interesată de tot ce este nou și așa s-a întâmplat că prima dată am auzit de aceste tipuri de proiecte de reabilitare a unităților școlare. Era vorba despre acele unități școlare care nu dețineau autorizație de funcționare de la DSP. Ei, școala noastră se încadra în acele tipuri de proiecte și imediat, în luna septembrie, deci am preluat mandatul în luna iunie, la sfârșitul lunii iunie, în 23, imediat în luna septembrie am depus acest proiect, am făcut dovada că nu avem autorizație sanitară și sigur că proiectul nostru a fost finanțat. Câți copii sunt la Bogdan Bode? În jur de 200 și ceva de copii. Sigur că Câte școli sunt? Avem o singură școală, deci ca și personalitate juridică, uh-huh. Dar o singură școală. Am avut până anul trecut, am avut și o grupă la Bocșcoiel, în satul care aparține de comuna noastră, de Bogdan Vodă. Din cauza că numărul de copii de acolo a scăzut, nu a mai fost aprobată de către inspectoratul școlar încă o grupă, fiindcă nici nu se justifica, rămăsese doar câțiva copii și începând cu anul acesta școlar care s-a încheiat, deci doar de un an de zile, și acei copilași care rămăsese la Bocșcoiel au venit la Bogdan Vodă cu microbusul școlar, împreună cu fraților mai mari, cu care veneau împreună. Să știți că am crezut că nu o să se acomodeze, nu o să le placă, o să le fie greu, dar să știți că s-au acomodat foarte bine, le place într-un colectiv mai mare, că acolo era doar o singură grupă, nu interacționau cu foarte mulți copii. Foarte bine arată și școala și grădinița. Am văzut imagini, chiar citeam apropo de perioada aceasta și de că, uite, imediat va începe anul școlar și sunt atâtea discuții cu mersul copiilor la școală. Chiar citeam cum s-a desfășurat școala pe vremea gripei spaniole și vorbea de comunități mari, două comunități din New York și din Chicago, că au preferat autoritățile să ducă copiii la școală, că se simțeau mai în siguranță, pentru că școlile erau mari, spațioase, spre deosebire de multe cartiere din aglomerările acestea, care, mă rog, aveau deficiențele lor. Cum se prezintă școlile? Ce zice profesorul Bizău, apropo de imediat începutul anului școlar? Personal, consider că este mult mai bine ca elevii să meargă la școală, sigur că profesori, cu elevi, cu părinți, să aibă grijă ca acele măsuri să fie respectate, dar este mult mai bine ca elevul să fie în clasă decât să facă școală online. Nu zic eu că nu este bine. Eu știu, unele activități se pot face și online, dar efectiv lecțiile, zic că este mult mai bine la clasă. Copilul poate să pună întrebări acolo unde are o nelămurire, este mult mai bine și sper să ca anul acesta să se facă școală în clasă, la școală. Fără școală și fără sănătate, viața unei comunități este în suferință cu partea sanitară. Da, să știți că de aceeași părere sunt și eu, am repetat de multe ori acest lucru, faptul că acolo unde într-o comunitate nu există educație, nu există sănătate, acea comunitate, acea localitate nu poate să se dezvoltă, nu are niciun viitor. Da. Cum stați cu... este dispensar la... Sigur, avem dispensar, chiar o clădire acum nou, reabilitată, un alt proiect care l-am început și l-am dus la bun sfârșit, este deja finalizat. Medic de familie avem farmacie în localitate, avem un laborator de analize,
avem cabinet stomatologic, toate funcționează în clădirea dispensarului uman, care de asemenea arată foarte bine. Sunteți la final de mandat, sunteți mulțumită cu ce ați făcut, cum vă privesc oamenii, cum v-au privit acum 4 ani și cum văd ei primărița Anuța Bizău în anul 2020? Să știți că referitor la realizările care le-am avut în acești 4 ani, sunt eu personal, sincer, sunt foarte mulțumită. Pentru că foarte mulți colegi primari care aveau deja mai multe mandate, atunci la preluarea mandatului, când mă vedeau așa că sunt foarte interesată și foarte așa să știu totul, dornică să știu, să cunosc, să aflu, îmi spuneau: stai, ai răbdare, pentru că în primul mandat deja doar înveți, reușești să depui proiecte și începi să lucrezi, să implementezi proiectele abia din al doilea mandat. Uite că în cazul meu nu s-a întâmplat așa și probabil că nici în cazul altor colegi de-ai mei care erau la primul mandat. Eu sunt foarte mulțumită de ceea ce am realizat și sper ca proiectele care sunt în implementare să le continui și să depun noi și noi proiecte. Cum comunică sau cum a comunicat primarul Anuța Bizău cu comunitatea? Pentru că ai nevoie de dialogul cu cetățenii, trebuie să-i întrebi care sunt problemele lor, care sunt preocupările, coincide ce vrea cetățeanul cu ce vrea administrația, de multe ori nu prea. Să știți că am comunicat foarte bine. În primul rând am creat așa un cadru că atunci când cetățenii vin în primărie să poată să-și spună orice problemă, imediat ce intrau pe ușa de la primărie, erau întâmpinați cu zâmbetul pe buze și întrebați cu ce să vă ajutăm sau ce problemă au. Deci cetățenii comunei noastre vin la primărie fără niciun fel de problemă. Deci vin ori de câte ori doresc să se informeze în legătură cu orice problemă. Chiar dacă nu țin de neapărat de probleme care le putem noi, cei de la primărie, să le rezolvăm. Chiar dacă sunt de alt domeniu, știu că vin la primărie și pot să găsească o informație sau dacă nu știm să dăm acea informație, ne interesăm, sunăm și facem în așa fel încât cetățenii să poată să fie cât mai bine informați. Sigur că probabil că au fost și cazuri care nu le-am putut, să zic așa, rezolva. Dar măcar cetățenii trebuia să știe unde să se adreseze. În anul 2020, problema cea mai arzătoare la Bogdan Vodă, cam care ar fi? Problema cea mai arzătoare, în sensul că cea mai importantă problemă care o consider eu acum în anul 2020 este finalizarea sau continuarea, că nu poate fi vorba de finalizare decât în anul 2021, a proiectului de canalizare. Suntem în implementarea proiectului de canalizare, un proiect de asemenea depus de mine la sfârșitul anului 2016. Am semnat contractul în 2017, fiind un proiect pe fonduri europene. Achiziția și durează mai mult toate aceste proceduri, toate aceste verificări de către cei de la AFIR. Suntem în implementare, se lucrează, este un șantier și sigur că cetățenii sunt puțin deranjați de faptul că, vă dați seama, se creează disconfort în ceea ce privește, să vezi canale peste tot, gălăgie, zgomot. Da, mai ales că a fost este o perioadă lucrare extraordinară, pentru că în general zonele rurale sunt în suferință. S-au făcut aducțiuni de apă, dar la canalizare suntem în suferință. Da, noi sperăm ca acest proiect să fie finalizat până în mijlocul anului 2021. Împreună cu el reabilităm și rețeaua de apă,
Se lucrează și la drumul județean de pe Valea Izei, știm cu toții, și sigur că disconfortul este destul de mare. Se circulă foarte greu pe Valea Izei. Sper ca cetățenii să înțeleagă acest lucru și sigur că atunci când va fi finalizat, totul va fi foarte frumos și toată lumea va fi mulțumită. Iar plăcea voivodului Bogdan de Cuhea ce ar vedea în această perioadă la Bogdan Vodă? Păi, bineînțeles că i-ar plăcea, sigur că da. Are și statuia acolo. Da, are și statuia, are chiar și... în zona centrală. Da. Aveți și un parc frumos, da. Se amenajează și parcul, e amenajat? Am amenajat, da, parcul din jurul statuiei. Încă, da, cu 2 ani, de prin 2000, în vara, toamna anului 2018, am amenajat și parcul central. Este foarte frumos. Când mai trăiește, mai trăiește moșul de aici. Sigur că trăiește, da. Trăiește, da. Că el era intrat în legendă, apropo de statuie. De statuie, da. Călare, nu, zice, ecvestru, neecvestru, dar să fie călare. Da. Da. Bogdan. Vorbeam că Bogdan Vodă are și tradiții, are și istorie. Apropo de tradiții, cum se prezintă zona? Am încercat și încercăm tot timpul să păstrăm e tradiția. E cartea noastră de vizită. Da, sigur, da. Să păstrăm tradiția, să ducem mai departe portul popular, să ducem mai departe istoria comunei noastre. Chiar să știți, când eram directoare la școală, mă ocupam și de partea culturală și artistică împreună cu profesoara de muzică sau, mă rog, profesorii care se mai implicau în aceste activități. Sigur că este foarte important ca cultura unui popor, tradiția, portul popular să fie duse mai departe. Îmi place să port portul popular de foarte multe ori. Vă îmbrăcați în zile de sărbătoare? Da, aproape în fiecare duminică, când mă duc la biserică, da, îmbrăcați în portul popular și nu numai eu, majoritatea. Da, așa este și frumos și satele sunt superbe în zilele de duminică, de sărbătoare, mai ales în zona bisericilor. Și chiar mi-am propus să începem demersurile pentru a putea să includem și comuna noastră, să o transformăm în stațiune turistică de interes local. Am început la un moment dat demersurile, dar... Întrunește criteriile. Am început demersurile, dar un pic ne-am împotmolit la locurile de cazare. Trebuie să ai un anumit număr de locuri de cazare, este vorba de minim 100 de locuri de cazare. Sper ca pe exercițiul financiar 2021-2027, care se va deschide, să depună cât mai mulți proiecte pentru a putea să transforme, eu știu, fie să-și modernizeze, să-și extindă actualele locuințe, să le transforme în pensiuni, fie să construiască noi pensiuni. Pentru că în perioada, deci din 2016, când am venit, chiar dacă, mă rog, m-am interesat, m-am informat, chiar și unii cetățeni erau interesați de astfel de proiecte, sumele deja alocate acestor tipuri de finanțări erau gata deja. Erau epuizate. Trebuie întotdeauna să fii la început să accesezi. Să prinzi oportunitatea, sigur, să nu treacă pe lângă tine, dar e foarte important. Sunt multe pensiuni la Bogdan Vodă. Din păcate, nu prea multe, dar v-am spus, sper să... Intenția contează, dar și fapta contează. Da. Ați făcut echipă bună cu viceprimarul comunii. Va candida și doamna Cuciurean? Da, o să... Pentru Consiliul Local? Da, este pe locul 2, pe poziția 2 la Consiliul Local și sper ca... Și în următorul mandat să facem împreună o echipă, pentru că știm ce avem de făcut. Deja mergem, zic eu, comuna noastră merge în direcția bună și ar fi păcat să nu continuăm proiectele, să nu accesăm noi proiecte, pentru că deja știe fiecare ce are de făcut. Un profesor și un inginer. E inginer de profesie, da? E inginer, da. Să știți că e chiar o echipă bună.
Partea tehnică a proiectelor este cea mai mare parte supravegheată de ea, partea tehnică. În rest, legat de, eu știu, finanțări, drumuri, toate acestea le fac eu. Și atunci când eu plec, rămâne ea la primărie și se ocupă, deci am așa oarecum bază în ea că dacă rămâne, sunt în siguranță. Câți bărbați au fost în Consiliul Local în legislatura asta? Câți bărbați sunt? Păi au fost 13 consilieri, doar două doamne, adică doamna viceprimar și încă o doamnă, consilier. În rest, ceilalți au fost bărbați. Da. Deci mai trebuie de lucrat acolo ca să promovați femeile. Sigur, și în administrație și în politică. Copiii, așa ca viitor demografic, cum stă zona? Ca în orice localitate. Au mai scăzut, deci eu fac comparație cu perioada de acum 4 ani, când eram eu la școală. Au mai scăzut puțin de atunci încoace, dar așa este peste tot. Deci nu foarte mult, dar au mai scăzut. Sperăm ca pe viitor, eu știu, să se mai întoarcă din străinătate, să revină acasă, pentru că asta este cea mare problemă, cea mare parte a copiilor care ar trebui să fie la noi la școală, sunt cu părinții în străinătate. Țineți legătura, apropo de diasporă și de lumea care a părăsit satul, că satele, nu numai ale Maramureșului, ale României peste tot, în general, în sunt în suferință și migrația spre alte zone, uite, rămân pământurile nelucrate în satele Maramureșului și ei se duc să lucreze pământul altora. V-ați gândit la proiecte care să atragă tinerii spre zonă? Păi sigur că tocmai de aceea ne-am înscris în programul de cadastru sistematic pentru a putea să întăbulăm toate terenurile. Asta e o idee bună. E foarte bine, pentru că orice proiect, atunci trebuie când să ai terenul, sigur, da. Chiar dacă dorești să construiești o pensiune, nu poți să accesezi fonduri dacă terenul pe care dorești să construiești, asta e prima condiție, terenul să fie întăbulat. Că altfel, chiar dacă știm că este terenul nostru, îl avem înregistrat în registru agricol, asta nu face dovada a proprietății de drept. Deci, pentru a obține finanțare, pentru a depune un proiect pentru finanțare, prima condiție este ca terenul să fie întăbulat. Am început acest proiect, avem deja câteva sute de imobile întăbulate. Am ținut legătura cu cei din străinătate pentru că am comunicat foarte bine prin intermediul Facebook-ului. Postam pe Facebook că, să zic, săptămâna aceasta se fac măsurători într-o anumită zonă. Imediat cei care vedeau mă contactau și mă întrebau mai multe amănunte, ce înseamnă acest program, ce trebuie să facă ei dacă nu sunt aici, îmi trimiteau, știu eu, actul de identitate, documentele, pentru că având și ei teren în zona respectivă, să poată să fie trecut pe numele lor. Chiar dacă ei nu erau acasă, aveau acasă fie un frate, fie o rudă, fie un vecin care veneau să ne arate, ca inginerii să poată să identifice terenul. Și să știți că am văzut că sunt foarte, chiar dacă sunt plecați, sunt foarte interesați de acest program și doresc ca și lor să le fie întăbulate terenurile. Case noi au apărut multe. Da, la noi sunt case noi, case frumoase. Sigur că toți cei care sunt plecați în străinătate și au investit o parte din bani în construcția unei locuințe frumoase, au condiții, oameni harnici sunt la noi, gospodari. Cu primărița în frunte, să aveți un program frumos pentru, imediat va începe campania electorală, trebuie să vă prezentați în fața bogdănenilor cu proiecte care să vină în ajutorul lor. Zona merită și dumneavoastră meritați să luptați pentru bogdăneni, vă doresc succes
și sper să ne întâlnim în campanie electorală, să ne întâlnim și după aceea, să vorbiți despre ce faceți, ce veți face în Bogdan Vodă. Sigur că îmi propun noi proiecte pentru următorii ani, pentru că imediat după ce se termină canalizarea, deja lucrăm la un proiect de asfaltarea tuturor străzilor, pentru că până acum nu puteam să facem lucrul acesta, întrucât, vedeți, canalizarea presupune, eu știu, săpături și așa. Deci asfaltarea străzilor și toate. Vă doresc succes, le spun și telespectatorilor să rămână cu Tele Plus, să aveți o seară bună în continuare și să avem o viață bună și frumoasă împreună în Maramureș. Seară bună! Mulțumesc, la fel și dumneavoastră. O seară plăcută!